Problemele financiare din ultima perioadă și lipsa rezultatelor au creat o stare de incertitudine la FC Ceahlăul. Trupa lui Florin Marinu a mai câștigat de 5 etape în campionat, când a bătut acasă cu 2-0 pe Concordia Chiajna și a adunat doar 2 puncte în clasament. După ce nu obții rezultate pozitive, e normal că atmosfera nu poate să fie bună. Asta e clar, nu? Rezultatele bune și poziția în clasament, punctele pe care le acumulezi, normal că creează o stare de spirit foarte bună în echipă. În momentul în care nu ai rezultate, sigur că și atmosfera nu este la un nivel la care ar trebui să fie. E logic asta. Principalul Petrean rămâne la opinia că Liga 1 ar fi trebuit să rămână cu 18 echipe și spune că în actuala stagiune, în lupta pentru evitarea retrogradării, se vor implica cel puțin 10 formații. Vedeți că de la locul 8 în jos, orice echipă poate să retrogradeze. În momentul ăsta, după etapele disputate. Și majoritatea dintre ele au probleme din punct de vedere financiar. Echipele care nu au probleme, ați văzut că sunt în fruntea clasamentului. La finele campionatului, din Liga 1 vor retrograda 6 echipe, iar noul sezon va avea la start doar 14 competitoare.